Situație fără precedent în ultimii 26 de ani. După ultima rectificare de buget făcută de guvernul tehnocrat, nu au venit bani pentru reechilibrarea bugetelor primăriilor. În Dâmbovița, mai multe unități administrative riscă să rămână până la finele acestui an fără bani pentru salarii sau plata altor drepturi sociale. Primăria Comunei Vulcana Băi deja a ajuns în situația în care din luna iulie nu mai are bani pentru salarii. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, a criticat într-o conferință de presă modul în care guvernul a repartizat banii în teritoriu. Consiliul Județean nu are cum să ajute aceste unități, singura salvare fiind așteptată de la guvern. Este prima dată în ultimii 26 de ani când la rectificarea bugetară nicio unitate administrativ-teritorială, comună, oraș, municipiu sau județ, nu primește vreun ban pentru lucrările de investiții și, din păcate, am foarte multe situații în care am solicitări de la unitățile administrativ-teritoriale pentru plata ajutoarelor persoanelor cu handicap, pentru plata însoțitorilor acestor persoane, pentru plata ajutoarelor sociale și câteva solicitări legate de plata salariilor. Și vă dau exemplu, Comuna Vulcana Băi mi-a comunicat că nu mai are bani de salarii începând cu luna iulie și că nu au nicio soluție pentru ca acest lucru să fie rezolvat în vreun fel din resursele proprii. O să facem solicitări la guvern și la Ministerul Finanțelor, pentru că sper să avem o a doua rectificare, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani, în octombrie-noiembrie. Și în același timp am să fac săptămâna viitoare o analiză cu Direcția Generală a Finanțelor Publice legat de gradul de colectare a veniturilor proprii de către unitățile administrativ-teritoriale. Pentru că și aici avem o problemă, care trebuie să o știți cu toții. Sunt UAT-uri care își colectează veniturile de la 70% în sus, până chiar la 90%, dar sunt și unități administrativ-teritoriale unde gradul de colectare a veniturilor proprii este de 30-35% în ultimii ani, ceea ce nu poate fi tolerat în condițiile în care nevoia de bani este permanentă pentru toate unitățile administrativ-teritoriale. Președintele Adrian Țuțuianu a spus că va face adrese către guvern, dar și către Ministerul Finanțelor pentru a găsi o rezolvare.